Bună seara, Mihai Racovician. Suntem din nou împreună la emisiunea Dialogul Constructiv Salvează România. Părerea ta contează și astăzi continuăm să prezentăm emisiunea pe care am început-o mai de mult, legată de morala creștină, fundamentul intelectualului veritabil. Înțelegi tu ce citești? Evident, este o întrebare fabuloasă care peste 2000 de ani în urmă a fost pusă unui ministru și acel ministru era un curios, un cercetător și acea întrebare cred că se potrivește mai mult ca oricând în ziua de astăzi. Dar înainte de a merge mai departe, trebuie să vă introduc prietenii mei din această seară și anume preotul părintele Alin Cuza, un colaborator de-al meu vechi, în care am participat împreună la concursul Învingătorii. Îți mai aduce aminte, frate Alin? Doamne ajută, bine ai venit! Hristos a înviat, pace, mă bucur să fiu Pace, în pace. prezența acestor nume frumoase și selecte. Mă onorează invitația. De asemenea, pe domnul consilier Mirel Tarpeș, un om implicat în ale politicii, avem nevoie și de astfel de oameni, dar cu frică de Dumnezeu. Bine ai venit, domnule consilier! Bună seara, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Adevărat a înviat. Bineînțeles că nu putea să lipsească prietenul meu cel mai bun, Gigel Olaru, pastor la Lugoj. Bine ai venit, Gigel! Bine v-am regăsit și Hristos a înviat. Evident, morala creștină nu este confesională. Cred că toată lumea crede lucrul ăsta și, evident, de aia suntem împreună. Mai mult, din perspectiva mea, consider că societatea românească se poate reclădi numai pe baza moralei creștine și fiecare dintre noi trebuie să aducă o contribuție substanțială în ceea ce privește redresarea societății în ansamblul ei. N-am să fac altceva decât să spun ceea ce Mântuitorul ne-a învățat pe toți, fie ortodox, fie baptiști, fie greco-catolici, fie orice altă confesiune, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezând în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. În acest text trebuie să reținem câteva aspecte. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. E un lucru extraordinar. Și aș vrea să vă ascult pe fiecare ce părere aveți. Îmi permit să zic câteva chestiuni. Nu cred că un om poate să cunoască toate lucrurile. Dovada este guvernul Domnului Hristos, pentru că a avut în jurul lui 12 ucenici și un trădător în ei. Deși foarte interesant aspect pe care eu l-am analizat ca fiind omul cel mai de încredere, pentru că acela este ministrul de finanțe. Drept urmare, fiecare la locul nostru trebuie să fim un model. Părinte, ce părere ai? Știe un om toate lucrurile sau fiecare trebuie să ne facem datoria la locul unde ne-a lăsat Dumnezeu pe pământ? Hristos a înviat. Adevărat, domnule. Eu cred că cel mai bine a sumarizat, a concluzionat această limită, această finitudine a firii umane, Socrate, care a spus că știu că nu știu foarte multe. Cu cât aprofundăm o anumită temă, o anumită categorie de învățare, realizăm faptul că avem atât de multe lucruri de înțeles, de pătruns, de amestecat cu mintea, de contemplat, încât e cu neputință ca în viața aceasta să le știm pe toate. Dar în veșnicie ni s-a promis că se vor descoperi toate lucrurile și vom cunoaște așa cum suntem cunoscuți, spune Mântuitorul Hristos. Și nădăjduim că vom gusta din
acea știință deplină, din plinătatea cunoașterii pe care Dumnezeu a rezervat-o celor care îl iubesc și împlinesc voia lui în viața lor, aici pe pământ. Dar aici pe pământ suntem limitați și în tot ceea ce facem, gândim, făptuim, voim, purtăm în noi finitudinea firii noastre umane. Ca om care ești în administrație, care ai o povară de dus, evident că te așteaptă lumea ca un model. Crezi că poți să cunoști tot sau ai nevoie de consilieri? Domnule Mirel. Chiar cu atât mai puțin sau cu mult mai multă modestie sau smerenie decât părintele Alin Cuza, aș putea să spun, să afirm faptul că în administrația publică sau în viața socială sau în alcătuirea politică a societății, cu atât mai multă smerenie ar trebui să manifestăm fiecare dintre noi. Este foarte greu, cel puțin din câte înțeleg eu lucrurile, să putem să cuprindem întreaga complexitate a vieții sociale contemporane. Din acest punct de vedere, cred că fiecare dintre noi ar fi bine să ne cunoaștem locul, să ne înțelegem capacitățile și să contribuim cu modestie, în același timp cu perseverență, a spune și cu ambiție, să ne aducem contribuția în alcătuirea și în dezvoltarea societății și în slujirea semenilor noștri. Este în același timp, ar sublinia faptul că este o diferență, poate, între activitatea în domeniul public sau în domeniul administrației publice și în ceea ce privește viața bisericească. Nu neapărat, aici nu vreau să intrăm, aici vreau să înțelegem că trebuie să facem abstracție de viața bisericească, să ne comportăm ca cetățeni ai României fundamentați pe morala creștină. Gigele, te ocupi de un... Dar, Mihai, totuși, aș vrea să precizez un lucru. Te rog. Morala creștină este practicarea cu perseverență a unor principii de viață asumate. Unor principii care, și când spun principii, sunt valori absolute. Da? Acestea au de a face cu entitatea și ființa noastră spirituală. Acestea sunt în competența, să spunem așa, aproape exclusivă a bisericii. Pentru că, dar nu numai puțin, deci nu există o altă entitate, în primul rând că nu există. Biserica nu își dispută acest teren cu nimeni altcineva, pentru că nimeni altcineva nu îl revendică. Nici Consiliul Județean, nici Consiliul Municipal, nici Consiliul Comunal nu revendică această autoritate în ceea ce privește practicarea unor principii absolute. Nu, acestea sunt de competență aproape exclusivă a bisericii. Nu numai, iartă-mă, eu am aici puțin de tot o părere diferită și e important să o avem. Este da, important, consider da, că educația... Nu vreau să intru într-o dezbatere, dar vreau... Ba da, trebuie să facem dezbatere. Okay. Asta e rolul emisiunii. Da, vreau doar să subliniez faptul că aproape nimeni altcineva nu își revendică această autoritate. Nu e chestiune de revendicare aici. Nu, adică nimeni nu pretinde altcineva. Biserica... Eu spun că în mod natural, în mod normal, biserica este de competența bisericii această practicare a valorilor absolute, ale eticii creștine, ceea ce înseamnă morala. Primarul nu are aproape nicio autoritate, alta decât cea legală, atâta cât este, să ne ajute în practicarea unor valori etice și în același timp să fim morali. Dar el trebuie să fie moral creștin. Haideți să vedem, Gigele. Te rog frumos, tu ești omul care te ocupi de un centru de educație. Cum interpretezi textul care spune și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit? Cum realizezi și cum îi pui în practică acest deziderat?
Da, vreau să spun și eu mai întâi că valorile morale se dezvoltă nu neapărat numai la biserică. Primul loc unde trebuie să fie dezvoltate aceste valori morale și învățate este familia. Familia, biserica și școala. Sunt trei entități care lucrează împreună pentru dezvoltarea acestui caracter. Eu, bineînțeles, sunt bucuros că am avut ocazia acolo la centru și am ocazia la centru de la Suduc să văd tot felul de categorii de oameni care vin și vreau să vă dau un exemplu cu oameni care au venit din într-un sistem lipsit de libertate. Și înțelegeți ce vreau să spun. Și pentru prima dată au venit aduși de către psihologi și oameni care au fost urmăriți în evoluția lor și mi-au spus doamnele psihologe sau domnii psihologi și ăștia sunt cei mai buni care vi-am adus. Deci am zis, eu am deplină libertate să mi-aduce și pe cei mai răi. Pentru că eu știu în ce cred. Am aici niște valori care pot transforma și pe cei mai răi. Și scopul ăsta este să-i învățăm, să-i ajutăm să înțeleagă și să le oferim o șansă. Vedeți, ignoranța poruncilor lui Dumnezeu cred că este o cauză majoră a problemelor care se văd în societatea noastră, dar responsabilitatea, așa cum am spus, revine familiei, bisericii și școlii. Și e foarte important să înțelegem că în primii ani se cultivă valorile morale, în primii ani de viață. Degeaba am avut experiență, de exemplu, în sensul că făceam un studiu despre sexualitatea din perspectiva Bibliei și aveam ca și studenți tineri de adolescenți. Și unii dintre ei, în momentul în care le-am dat posibilitatea să pună și ei întrebări, mi-au spus, de ce oare nu ne-a spus nimeni nimic până acum? Acum, pentru unii dintre noi, este puțin cam târziu. Deja avem regrete pentru ce am făcut. Deci, erau ani de copilărie pe care ei au trăit în familie, dar nimeni nu a avut timp să se ocupe de ei. Eu mă uit la generația mea în care am crescut și mă uit la generația tinerilor în care cresc astăzi. Valorile morale le vedeam în părinții mei și unul din lucrurile care vorbesc acum un lucru simplu, dar foarte eficient, care l-am văzut la tata, nu l-am văzut niciodată luând țigara în gură. Și asta m-a determinat pe mine să mă sperii ori de câte ori. Eram într-un anturaj și cineva mă provoca să iau și eu o țigară. Tot timpul mă gândeam, dar pe tata meu nu l-am văzut niciodată luând țigara sau pe bunicul meu. Cum să fac eu lucrul acesta? Deci, încă din anii fragezi ai copilăriei se cultivă aceste valori morale, care, bineînțeles, dacă sunt ignorate, mai târziu ajung să trebuiască să plătească un preț. Părinte, vreau să-mi spui care este opinia dumneatale legată de familie. Oare numai biserica e responsabilă de morală? Sunt perfect de acord cu cele spuse de confratele pastor Gigel. Biserica, familia este o biserică. Familia este biserica de acasă. Știm că biserica, familia privită din perspectiva morală creștină, este o icoană a Presfintei Treimi. Bărbatul și femeia care își găsesc fiecare jumătatea se întregesc unul pe altul prin celălalt și părăsesc monada, alcătuiesc o diadă. Dar comuniunea dintre soți nu ajunge dacă nu intervine și nașterea de copii. Abia atunci familia este icoana Preasfintei Treime, proiecția Dumnezeirii în lumea aceasta și ontologic vorbind, din perspectiva morală creștină, familia este un dat divin și este prima biserică și fundamentul bisericii, pentru că cu familiile noastre suntem chemați să venim la biserică și să
integrăm biserica de acasă în marea familie a Bisericii lui Hristos. Și într-adevăr, acolo se pune fermentul viitoarei vieți morale. Noi oamenii suntem prin excelență ființe modelabile și trăim colaborând și influențându-ne unii pe ceilalți. Iar în ceea ce îl privește pe copil, pe viitorul adult, primele și cele mai importante modele sunt, așa cum s-a spus, modelele părinților. De aceea, marele pedagog, marele sociolog Sartre spunea că primul și cel mai important model al copiilor este al copiilor sunt părinții și copiii nu sunt ceea ce își doresc părinții de la ei. Părinții sunt copii sunt de cele mai multe ori suma părinților. Și da, într-adevăr, acolo se pune inclusiv sămânța cuvântului lui Dumnezeu, a Evangheliei. Evident că Biblia ne învață. Biblia ne învață și spune foarte clar, învață-l pe copil care trebuie să urmeze și când va ajunge mare, o va urma. Este foarte, foarte important ceea ce ați precizat. Și chiar, chiar dacă luat de valurile vieții, așa cum spunea fratele Cicel, se va abate de la calea lui Dumnezeu, odată pusă sămânța Evangheliei, odată sădite principiile sănătoase ale moralei creștine, el va ști unde să se întoarcă. Va avea un punct de reper. Dar nu ne putem disocia de activitatea de zi cu zi. Nu putem să fim într-un fel duminică la biserică și în restul societății să ne putem permite a fi amorali sau imorali, cum vrem să spunem. Vorbim despre autorități publice, vorbim despre societate în ansamblu, vorbim despre valori cum sunt. Transparență, bunăstare, echitate, interes public. Cum le putem înțelege? Are influență morală creștină asupra administrației sau asupra politicii în ansamblul ei? Domnul consilier, are? Ar trebui să aibă? Ce părere aveți? Siguranță are, cu și mai multă siguranță din perspectiva mea proprie, ar trebui să aibă. Aș vrea să subliniez, în schimb, faptul că administrația publică, locală sau națională, preiau unele valori, unele principii și le stabilesc prin sistemul de legiferare, le stabilesc ca și reguli generale în societate. Dar aceste reguli sunt stabilite de administrația publică, locală sau națională, sunt oarecum exterioare fiecarei persoane. Ele pot să aibă o inspirație, un izvor, o sorginte interioară din fondul general de valori ale societății la momentul respectiv. Dar ele rămân exterioare. Evident, dar totuși, cine le pune în aplicare? Cine le pune în aplicare? Da. Trebuie să aibă totuși un fundament. Cu siguranță. Da, aici voiam să dezvolt acest fapt. Cu cât aceste valori, aceste principii, aceste reguli de conviețuire sunt în concordanță cu valorile intrinseci ale societății, cu atât ele sunt mai ușor aplicabile. Adică, pentru că este o susținere din partea societății, o susținere oarecum naturală. Adică, dacă la un moment dat, în anul de grație 2021, Guvernul României sau Consiliul Județean al județului Timiș sau al județului Arad sau al comunei, Consiliul Local al Comunei Peciu-Nou ar încerca să impună un set de valori, un set de reguli, un set de legi care sunt cu totul și cu totul străine societății românești din acel moment sau locale din acel moment, acele valori nu vor fi respectate, va fi foarte greu să fie impuse. Ar fi necesară o foarte mare energie și o forță de constrângere foarte mare pentru ca ele să poată să fie impuse societății în momentul respectiv. Dacă acele valori, dacă acele legi sunt în concordanță cu valorile
general ale societății la momentul respectiv, ele vor fi respectate cu atât mai ușor, cu atât mai natural, cu atât mai normal și fără constrângeri de societatea sau de grupul social în care acționează la momentul respectiv. Din acest punct de vedere, aș vrea să subliniez faptul că acum, în luna iunie a anului 2021, da, este extrem de ușor sau mult mai ușor să avem niște legi, niște reglementări, niște norme de conviețuire socială care sunt în deplină concordanță cu valorile, cu principiile creștine, așa cum sunt ele cunoscute și înțelese de 2000 de ani, decât cu orice alt set de valori. De ce? Pentru că acestea sunt ale, în mod natural, organic, cum ar spune Lucian Blaga, aparțin societății românești. Dacă avem acest realism ca și organisme de legiferare și de impunere a legii chiar, să înțelegem acest fapt, nu putem să venim peste societate, să impunem reguli în contra a ceea ce toată lumea simte, cunoaște și aderă de atâta timp. Dacă vom avea acest realism, dar Mirel, numai puțin. Împreună, să ne amintim faptul că în anul 1948 și după aceea a venit o forță politică, nu știu de unde, să spune, a venit din afară și a încercat să impună niște reguli care nu aveau legătură sau fundamentare sau înrădăcinare în ceea ce era poporul român atunci, ceea ce în organicul, spunem așa, principiilor și valorilor poporului român. Ce a rezultat atunci? Au fost mii, zeci de mii, sute de mii de crime împotriva românilor. A fost o întreagă revoltă și o opoziție de zeci de ani împotriva acestui fapt. Deci ceea ce ar putea să spună, pentru că de fapt asta a fost întrebarea și mă scuzați pentru oarecare divagare, deci este pentru cei care încearcă sau au pretenția să legifereze și să impună anumite legi, ar fi util, realist, istoria a dovedit-o, să meargă în concordanță cu principiile de bază înrădăcinate, normale, ale conviețuirii. Vă dați seama, domnul consilier, ce lucru mult aveți de făcut, domnul consilier, clasa politică la România implozată. Eu am definit, spre exemplu, declarația politică ceva ce nu trebuie respectat. Din nefericire sunt concluziile, pentru că și am fost un politic și mi-am dat seama că n-am putut să fac ce am promis. E o tragedie. Cum redresăm situația? Părinte Alin, cum redresăm o situație de genul că suntem fermecători în vorbe și în fapte nu? N-am un răspuns la această întrebare. Cred că doar Dumnezeu cunoaște inima și viața, aspirațiile fiecărui om. Nu am pretenția că am un răspuns total și fără echivoc la această întrebare. Cred că a generaliza în genere, a pune o etichetă pe o întreagă clasă e periculos. Sunt oamenii care și în clasa politică. Care evident consider, că de-aia l-am pe Mirel aici, pentru că eu am consider că sunt oameni, altă structură, altă mentalitate, altă gândire. Sunt oameni credincioși, sunt oameni care urmăresc binele comun, care încearcă să ia decizii având la bază nu doar politica și interesele unui grup restrâns, ci având în vedere interesul general. Cred că, în general, noi europenii, omul modern, în general, este rost de păcat și doar Hristos și întoarcerea la Hristos și la valorile sale pot genera un suflu nou, inclusiv în
ceea ce privește arta conducerii unei comune, unui județ, a unei țări, printr-o reîmprospătare a unei mentalități a clasei conducătoare. Și aici, cu siguranță că e de lucru din partea fiecăruia dintre noi. În primul rând, pentru a spera la ceva, trebuie să construiești, trebuie să începi de undeva. Asta presupune un proiect bine gândit, asumat, în care să se investească nu doar o perioadă scurtă și limitată de timp, având în vedere faptul că pe parcurs pot apărea provocări foarte mari. Și abia după o perioadă mai lungă de timp se pot culege roade. E bine, noi nu avem un astfel de proiect, sau dacă există, nu știu eu de el, nu-l văd eu. Și în general, mare idee ați lansat, părinte, în spațiu public și nu sunteți singurul. Din nefericire, într-adevăr, am o altă... alt gen de dezbatere și același lucru se discută. Nu există un proiect de țară. Ce părere ai, domnule pastor Gigel Olaru? Subscrii la ideea de proiect de țară pe care cred că ar trebui să o aprofundăm? Da, dragă, pentru că ascultându-i pe frații mei, m-am gândit la viața noastră, viața noastră oamenilor, care se aseamănă cu un zbor, un zbor continuu, de la naștere și până la moarte. Ei, vom putea zbura în siguranță și vom putea ține în siguranță și pe cei din jurul nostru dacă ținem o permanentă legătură cu turnul de control. Adică dacă avem o relație cu Creatorul nostru. Și foarte interesant că noi suntem chemați să ne implicăm, nu să ne izolăm. Chemarea noastră este aceasta, duceți-vă și faceți, spunea Domnul Iisus, da? De aici am pornit. Deci suntem chemați să ne implicăm, nu să ne izolăm, în a putea să-i ajutăm pe cei din jurul nostru. De aceea să impune un proiect de țară, în sensul acesta, în vederea dezvoltării unui caracter sau unei morale creștine în viața tuturor liderilor care ne conduc. E nevoie de așa ceva, pentru că ce suntem, spunea cineva, este darul lui Dumnezeu. Și ce devenim este darul nostru pentru Dumnezeu și pentru semenii noștri. O să vă anunț un lucru. Știți, cu voi timpul trece parcă n-ar fi fost. Mai avem doar 8 minuțele. Am o mare rugăminte la voi. Trebuie să fiți puțin de tot mai conciși în idei. Ideile sunt foarte generoase. Nu trebuie să atât de mult aprofundate. Oamenii trebuie să rămână cu ideea că vă vor și data viitoare să vă asculte, pentru că au ce să asculte. Haideți să vedem. De ce nu avem transparență în societate? Mirel. Tu l-ai, Doamne, ce întrebare complicată. Nu, dar e valabilă pentru toată lumea. Ar fi două răspunsuri. Unul este cel intențional, pentru că pot să existe forțe sau grupări care nu doresc această transparență. Al doilea este cel lipsit de intenție, și este din greșeală, pentru că nu știm să comunicăm suficient de bine. Chiar dacă avem intenția, nu știm și nu înțelegem faptul că trebuie să comunicăm până la disperare, dincolo de ceea ce considerăm noi rezonabil că este comunicarea. Deci odată este partea intențională pe care haideți să o lăsăm deoparte în această discuție, pentru că nu este cazul. Dar pe de altă parte aș vrea să subliniez acest fapt. Nu avem înțelegerea faptului că trebuie să ne concentrăm foarte, foarte, foarte mult pe comunicare. Aceasta generează transparență asupra intențiilor, asupra principiilor noastre. Mult mai mult în ceea ce privește comunicarea către masele largi. Și
aș mai sublinia un fapt, pentru că acum voi arăta Bun, așa de cu tot, te rog frumos, că atenție, voi arăta cu două degete, înspre pastorul baptist și înspre preotul ortodox. Responsabilitatea, și acum arăt așa spre mine ca și, să spunem, eu știu, parte din sistemul administrativ, o mică, foarte mică parte, responsabilitatea eficienței, eficacității comunicării aparține celui care inițiază comunicarea. Deci, și aș vrea să subliniez acest fapt, nu omul care nu mă înțelege este, să spunem, prost sau lipsit de înțelegere. Nu. Eu care am inițiat comunicarea, eu care încerc să transmit ceva, eu pastorul, eu preotul, dacă nu am reușit... Și tu, consilierul județean, nu te da după ridic, okay, că s-ar putea să fii după frunze. Preotul meu, okay, drag, al lui, da, cum omul, înțeleg politic, transparența... Dacă eu, ascultă-mă, Mihai, dacă nu ajung cu mesajul în mintea oamenilor cărora mă adresez, eu am inițiativa să mă adresez, responsabilitatea este a mea. Eu, omul politic, nu am știut să comunic. Sau nu m-am concentrat suficient să comunic. Nu oamenii, okay, am înțeles ideea, nu o repeta, că nu suntem chiar de tot acum. Vreau să fim frați și la timp, te rog. Da. Eu cred că pentru a fi transparent trebuie să stai în lumină. Lumina este cea care generează transparența. Când cineva stinge lumina, opacitatea se instalează. Iar lumina este Hristos. El generează lumină, el generează transparență. Cu tot respectul față de domnul consilier Talpe, și eu cred că trăim într-o societate în care există o hipercomunicare. Doar că de multe ori nu spunem ce trebuie, cât trebuie, și de cele mai multe ori vorbim mult și întreprindem, facem puțin. Și eu cred că transparența în asta constă, în a face mult și în a vorbi mai puțin, adică n-a lăsat faptele să vorbească pentru tine. Sfântul, un mare sfânt al bisericii din primele secole, Ciprian al Cartaginei, care inițial a fost vrăjitor și după aceea a devenit episcop al Cartaginei, undeva în nordul Africii, spunea așa: vorbiți-le des oamenilor despre cuvântul lui Dumnezeu și uneori mai folosiți și cuvinte. Mare, mare adevăr. Ghidele, foarte scurt, da. Că timpul e foarte, foarte scurt. Cred și eu că nu există transparență, deoarece nu există, oamenii nu cunosc adevărul. Adevărul vă va face liberi. Adevărul ne face transparent și adevărul este Dumnezeu. Adevărul este Scriptura, este cuvântul. Este lumina, este adevărul. Atunci când stăpânim adevărul și adevărul ne stăpânește, nu avem ce ascunde. Nu avem ce ascunde. Suntem gata să scoatem în evidență, ba mai mult, să fim conștienți că ceea ce știm că pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, trebuie să eliminăm din viața noastră și trebuie să ne curățim, având în vedere faptul că fiecare zi ar putea să fie ultima zi din viața noastră. Evident, mă bucur foarte mult pentru că astfel de posibilități de a crea dezbateri, de a lansa în spațiu public idei generoase, trebuie să caracterizeze societatea civilă care e văduvită de aceste lucruri și trebuie să identificăm împreună comorile României pentru a pune în lumină, așa cum spunea fratele nostru Alin Cuza: dacă ești în lumină și lumina e de la Domnul Hristos, da, ești o valoare. Cine trebuie să facă asta? Evident că fiecare dintre noi. Putem face asta? Dacă vom face ceea ce spune Domnul Hristos, mergeți în toată lumea și învățați tot ce v-am povestit sau v-am învățat eu. Este fabulos! Sper să mă înțelegeți că am pornit aceste tipuri de prelegeri pentru a înțelege că trebuie să eficientizăm la maxim posibilitatea care ne-o creează tehnologia. Trebuie să multiplicăm, să determinăm și alte persoane care au această dorință de a sluji românii
și să înțeleagă foarte bine ce a spus fratele Filip, un expert, un consilier, când s-a dus la ministrul finanțelor, ce a spus, înțelegi tu ce citești? Și el a spus, cum să înțeleg dacă nu mă înveți tu? Atât de puternică mărturie a avut acel Filip, încât ministrul a decis că de mâine pensiile vor fi mai mari. Oare vom avea și actualmente oameni de genul acesta fără lumina lui Hristos? Vom avea oameni care să fie cu morala la nivelul la care trebuie să fie? Eu cred Mihai, că... Da? Mihai, te rog, permite-mi să fiu obraznic. În același timp inspirat de... răspunderea. În același timp inspirat de ceilalți doi participanți și să prezint un omagiu la adresa contribuției bisericii în ceea ce privește civilizația europeană și mondială. Și aș vrea să citesc, inspirat de ceea ce spunea părintele Cuza. Ai 10 secunde. Lumină lină. Da, lumină lină a Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisus Hristos. Lumina care ne face transparenți, care ne face valoroși, este lumina lui Iisus Hristos. Mulțumesc, Părinte Alin Cuza, pentru că ne-ați reamintit acest lucru așa de frumos. Mă bucur că am fost alături de prietenii mei, Alin Cuza, Gigel Olariu, Mirel Talpeș, dar suntem datori să continuăm ce am început, pentru că dacă nu, nu suntem vrednici de împărăția lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează România, binecuvintează pe români, oriunde ar fi, orice ar face.